Sunt Mihaela Sofroane și o, aș putea spune, o fostă pacientă oncologică. În anul 2005, la sfârșitul anului 2005, am descoperit un nodul la sân. M-a îngrijorat, evident, imediat și am căutat să ajung cât mai repede la medic. S-a intervenit chirurgical fără să se analizeze dinainte dacă e să se facă biopsie sau oricum trebuia făcută operație. Și biopsia s-a făcut după, da, anatomia patologică de după operația asta, care a fost sectorială, s-a scos doar nodulul și s-a analizat. A scos la iveală că era de altă natură deja. Eu de obicei reacționez la șocuri foarte bine pe moment, dar după aia... Normal că a fost șocant, medicul a fost mai delicat, nu știu din ce motiv, dar la mine n-a prins prea bine, adică mi-a spus, știți, s-au găsit și niște celule canceroase și pentru mine a însemnat că nu e cancer, sunt doar niște celule acolo. Cumva ideea era în capul meu că hai că nu e grav, e ceva, dar nu e chiar... Da. În realitate, aș putea zice cam așa era. Chiar așa era. Adică nu era în stadiu avansat. Dar după vestea asta, noaptea următoare, am plâns toată noaptea. Că după aceea, informația s-a transformat în altceva. De fapt, domnule, e un cancer. Și na, m-am prăbușit așa vreo două zile. Sincer să fiu, nu mă îngrijora, nu mi-e suna în cap ideea că voi muri, însă mă îngrijora tratamentul, mai mult decât orice. De asemenea, mă prinsese într-un moment în care aveam planuri de plecat din țară la studii, nu numai planuri, chiar începusem niște demersuri, costuri, în fine. Și am spus unia dintre medicii care au participat la operație și cu care am stat de vorba a doua zi, i-am spus că vine chestia asta cumva și mă încurcă pentru că eu am alte treburi. Iar el a fost destul de serios, dar în același timp a reușit să, printr-o frază pe care nici nu știu dacă a gândit-o foarte mult înainte, a reușit să... mă facă să, din momentul ăla, să mă setez pozitiv, în sensul că mi-a spus, știți, acum un an de zile va trebui să vă ocupați de problema asta. După aia aveți tot timpul din lume să faceți tot ce doriți. Și pe fondul meu emoțional din momentul ăla a prins foarte bine ideea, a fost așa ca o mantră. Bine, domnule, ok, hai, un an de zile pot. A urmat chimioterapia, 4 serii de chimioterapie, mastectomia și după aceea încă 2 serii de chimioterapie. La mine reconstrucția a avut loc după 12 ani. S-au instalat stări depresive imediat după ce am terminat chimioterapia. Nu știam, nu m-a pregătit nimeni pentru asta, nu știam că va fi așa și nici nu mai avusesem până atunci. Stările alea m-au îngrozit, m-au speriat. După un an și jumătate... a intervenit și la mine divorțul. După mine asta este cea mai dureroasă situație, pentru că tu în situația respectivă începi, înveți, încerci zi de zi să te împaci cu tine, să te accepți pe tine și când te simți respinsă și abandonată de persoana cea mai apropiată ție, evident că îți întărești și mai mult convingerea că ești de neacceptat. Aș vrea să le spun celorlalți din jur care țin la femeia respectivă să aibă multă răbdare cu ea în primul rând, să o lase în durerea ei până la un punct, adică să-i respecte puțin trăirile, să nu grăbească să se refacă emoțional pentru că nu poate. Important ar fi să îi arate că înțeleg asta sau că acceptă. Ok, nu ești ok, bine, dar o să fii. Hai, azi nu ești ok, dar hai să facem ceva, hai să, da, să cocheteze cu starea ei, să le arate că sunt acolo, că au disponibilitate de a o susține, dar să nu
bruscheze, să iasă, să o certe, să o, că nu, se va închide mai mult în ea și nu rezolvă nimic.